Deși Partidul Comuniștilor difuzează în perioada campaniei electorale filmul Atac asupra Moldovei la NIT Moldova 1, la alte posturi TV afiliate puterii, dar și la întâlnirile cu alegătorii, în special cu cei de la sate, astăzi reprezentanții PCRM au negat faptul că acest documentar ar fi fost făcut la comanda PCRM. Filmul este doar un punct de vedere al autorului, a menționat în context comunistul Grigore Petrenko. De ce ne dați nouă această întrebare? Eu cred că ar fi bine să dați întrebarea la autorii filmului. Spre deosebire de celelalte partide, filmul, dacă din câte știu eu, Atac asupra Moldovei, este un film de autor, iar celelalte filmulețe sunt produse la comanda și la solicitarea acestor partide. Dacă veți găsi măcar undeva în acest film scris că acest film este fabricat la indicația cuiva, îmi pare rău. Eu cunosc autorul acestui film și nu este o comandă politică. Reamintim că cel puțin doi eroi ai filmului propagandistic, Nicolae Bolat și Andrei Malașevski, l-au dat în judecată pe autorul filmului pentru că aceștia au fost discreditați, însă nici până la acest moment Moldova 1 nu le-a acordat dreptul la replică. Cred că acest film este o minciună de la început până la sfârșit, fiindcă autorii acestui film doresc ca să ascundă realitatea. В числе активных участников либо подстрекателей погромов засветились многие члены оппозиционных политических формирований. Некоторые лидеры оппозиционных партий начнут открещиваться от действий манифестантов. А это один из руководителей либерально-демократической партии из Кантемира Андрей Малашевский. Ca cererea mea care este depusă în organele de justiție să fie examinată pentru a trage răspunderile persoanele care au încercat să însumineze autoritatea, demnitatea și onoarea mea. Николай Булат, член Национального политсовета Либерально-демократической партии, в непосредственной близости от здания парламента в момент штурма. И деранжаться, Петрович. De ce deranjează? Eu am opțiunea mea politică și care nu ascult. Eu astăzi sunt împotriva unei ideologii comuniste care ne afectează țara și viața noastră. Totodată, Grigore Petrenko a afirmat că postul public de televiziune este echidistant și oferă tuturor partidelor de opoziție șansa de a-și promova mesajele în campania electorală. În privința accesului egal sau inegal la televiziunea publică, dacă aveți asemenea cazuri că deci nu există acces egal la televiziunea publică, vă rog să le prezentați de asemenea. Astăzi, în campania electorală, toți concurenții electorali au același număr de minute pentru dezbateri. La conferința de presă, reprezentanții Partidului Comuniștilor s-au arătat revoltați de faptul că și opoziția difuzează la sate filme documentare, acestea prezentând, în opinia lor, niște falsuri. Filmele, așa numite filme care se distribuie în toată Republica de organizațiile teritoriale, locale ale diferitor partide de opoziție, de fapt reprezintă o dezinformare și o minciună de nemaipomenit.